Deputatul Cristian Resmeriță îi ajută pe pensionari să aibă venituri mai bune. Asta după ce a inițiat un proiect de lege ce este în dezbatere în procedură de urgență și inițiativa a fost depusă chiar în urmă cu o zi. În momentul de față, prin articolul 56 aliniatul 5 din această lege 263 din 2010, la aliniatul 1, acest stagiu de cotizare de 20 de ani a fost modificat la 30 de ani. A fost un atac foarte grav asupra celor care lucrează în mineritul din Valea Jiului, pentru că ce se întâmplă cu acel punctaj de 100, de exemplu, pe care l-avea un om care a lucrat la front? Nu se mai împărțea la 20, se împarte la 30. Și punctajul, în loc să dea 5 ori 7, îmi dădea 3,3. 3,3 înmulțit cu punctul de pensie, îmi ieșea o pensie undeva la 23 de milioane, în loc de 35 de milioane. Practic, ce s-a întâmplat? Fiecare pensie, fiecărui om din sistemul miner, a scăzut cu o treime în urma acestei legi a pensiilor adoptată fraudulos în anul 2010. Ce doresc eu să fac în momentul de față? În cursul zilei de ieri am depus o inițiativă legislativă prin care, în nume propriu, deci sunt singurul inițiator al acestei legi, pe care v-am numit-o fiecăruia și o să o aveți și în format electronic când acest timp vi se transmite, prin care doresc modificarea aliniatului 56, articolul 56, aliniatul 5, în așa fel încât, date fiind condițiile speciale ale minerilor din subteran, este necesar ca stagiul complet de cotizare să fie scăzut la 20 de ani. Cristian Resmeriță crede că la începutul anului viitor, proiectul său de lege ar putea să devină real și pensionarii ar urma să primească pensii mărite cu 33%. Eu preconizez undeva, la începutul anului viitor, să avem un vot final pe această modificare a legii pensiilor. Ca să vă dau și un eventual termen la care sper să putem să o punem în aplicare. În cazul, bineînțeles, în care sprijinit de toată Valea Jiului, vom reuși să facem acest lucru foarte bun pentru Valea Jiului. Resmeriță a afirmat că până acum nimeni nu l-a luat în seamă când a propus o astfel de inițiativă și speră că acum guvernul USL să-l ajute să-și pună în practică proiectul.